Ei, salutare tuturor și bine v-am găsit la Academia lui Hagi, aici unde desigur noi creăm viitorii jucători a României, a naționalei și desigur o serie absolut pe care o îndrăgesc la nebunie și văd că și vă îndrăgiți ușor, ușor. Mi-aduce aminte de Wolverhampton puțin, doar că această serie va fi făcută ca lumea, în sens, băi, juniori, juniori. Ce drept am început seria cu jucătorii care deja am la echipă, încât se și bine vede. Puțin n-am pus tocmai așa mare presiunea pe junior, cum deja am început și din nou episodul trecut și o să încep să pun din ce în ce mai multă presiune. Și desigur o să-i jucăm și toate cele, dar desigur na, vreau să și promovez, să am puțină cotă marjă de profit, deci să am bani, că din câte bine vedeți, deja am 68 overall și na, nu vreau să mă dea afară echipa, să fiu sincer, nu vreau să mă dea afară echipa. E greu acum cu banii, având în vedere că na, suntem puii mei, da, nici, ia uitați-vă aici, Board Expectations Domestic Success, very low, ăștia chiar nu se așteaptă să promovăm, deci prin urmare nici nu-mi dau bani și na, ca să vrei să upgradezi, să cauți cât mai mulți jucători, îți trebuie bani, că și ei au salarii și pe ei costă să-i țină academie și am zis că hai să jucăm cu jucători care deja avem de la echipă, mai ales că joacă foarte bine și hai să câștigăm, să avansăm măcar în Liga a doua, a treia. Dar oricum, din câte și bine vede, tot antrenăm juniori. Bun, hai să trecem la treabă. Avem aici meci cu Doncaster. Doncaster totuși echipă bună. Nu vreau să risc și am să joc acest meci împotriva celor de la Doncaster. Doar desigur să facem niște mici schimbări. Varias, foarte șmecher acest Valentin Varias, parcă îl cheamă. Băi, rupe tot omul, dar acum totuși e obosit, îl punem aici. Chiar și Cocis este chiar obosit. Poate îl pun pe Giallo, așa, Giallo, bun, Matei, Georgiu, bun, acolo, așa, pac-pac, țaca-țaca, portarul, bun, acolo, da, mă rog, asta este. Hai, jucăm așa și vedem, noi poate mai facem niște schimbări în timpul meciului, dacă mai este nevoie și bine a fi. Ok, hai să-i dăm bătaie. Bun, avem aici meciul versus Doncaster. Doncaster care na, o echipă bună, o echipă cu renume. Nu știu cum au ajuns în liga, ultima ligă. Știu că la un timp a fost în a doua, apoi în a treia. Acum se pare că au ajuns în ultima. Nu știu ce se întâmplă. Ah, da, și avem webcam. Aminteam să spun acest lucru. Avem webcam. Asta cred că e primul episod cu Academia lui Hagi care am webcam. Încă mă gândesc exact ce și cum mă gândeam. Știți că o serie de cărini cea cu AC Milan să aibă webcam. Iar asta cu Academia lui Hagi să nu aibă webcam, că mă gândeam, băi, știi ce, puii mei, să-mi fie ușor de făcut seria asta, să fie mega ușor de făcut și, na, că vreau să o am ca și serie zilnică, din câte ați bine ați văzut, chiar am avut parte de Academia lui Hagi aproape zilnic, pentru că, na, e o chestie de evoluare jucători, de lucru pentru națională și aici ține mult timp față de, na, Milan unde cumperi jucători, meri, vrei Champions League-ul și na, aici na, trebuie să te vlezi, trebuie să joci, trebuie să hâ, să hâ și să hâța și să hu. Și da, bă, dar bine atacă Doncaster-ul ăsta, mă. Bun, hai să vedem așa, foarte bine, Payne, Payne aici către Boldrin, Boldrin, bine, poreclitul nostru, Boldrin, așa, ia ce bine mere, Boldrin, ai, prinde-o, prinde-o, s-au atins-o adversarul, da, bun, bun, corner, totuși, transferurile care ce drept au fost puține, dar n-am avut ce face, că vedeți că deja cât de mult mi-a scăzut overall. Opa, penalti, penalti, stai așa, mă, nenică, mă, nene, mă. Ia să vedem penalti. Ia să văd cu cine să-l dau, Harold, nu, Boldrin, văd care are cea statistici, hai să-l dăm cu Boldrin. Bun. O, Doamne, dă să fie gol. Stai așa, îl pregătim și... Ce fain am dat-o! Oh, lolo, gol cu Boldrin aici, minutul 12 din penalti, gol cu Boldrin, ăla-i mă, nene, mă. Și totodată vreau să mulțumesc cât de susținere acordată și totodată de comentariile cu anumiți jucători când v-am întrebat, chiar că mi-ați amintit de câțiva jucători care era Siomit. O să vedem în perioada de transferuri, cum vă ziceam, în momentul actual, Maica Murdaște afară din cauza că am cheltuit foarte mulți bani și pe salariile juniorilor, mă. Da, ce drept și salariul lui Coci și foarte mare, dar Coci și totuși zic eu că mi-a plăcut să-l transfer și are așa... Bă, el e o grindă, o grindă ce aveam nevoie, așa, o grindă de susținere la această echipă de care aveam nevoie. Dar oricum, cel mai bun transfer pe care l-am făcut acum a fost Mania. Bă, deci cum îi copilul ăsta Mania, băiatul ăsta Mania,
Bă, deci merită fiecare unul. Ți-a l-ai! Manea, fii atent ce șut a dat Manea, mă, și apărător. E incredibil ce bine poți să joci cu Manea. E incredibil ce bun e ăsta ca și apărător. Poate să joace și pe RV, pardon, pe RB. Băi, RB, CB, țaca, țaca. Bine, l-avem și noi pe ăla de la Academie, care ăla cred că de-abia aștept să-l văd. Pe ăla cred că o să trească să antrenez. Că poate să joace și RB, și LB, și CB. Bă, ăsta ăla face toată apărarea. Deci tipul ăla, eu nu mai știu cum îl cheamă. Păi, face toată apărarea. Hai mă, ce bară, hai Boldrine, hai mă nene, mă. Băi, ce bară am dat cu Cocii, se pare că pune și FIFA 17. Zbântuite de aceste șuturi în bară. Degeaba, deja e prea clar, adică și la Milan știu că am avut un match, pui mei, i-am dat vreo 3 ori în bară, de o dracului. Și, ce să-i faci? N-ai ce să-i faci, ok, da, văd că se tot fac schimbări, trebuie să ținem bine, având în vedere că echipa noastră este foarte, foarte epuizată, ca noroc că l-am pus acolo pe George, care foarte bine ține apărarea acolo, amu, că e fresh și pregătit, e full de stamina, n-ai ce, omul ăla e bun, e bun, pe ăla cred că o să accentuez foarte multe evoluările pe apărătorul la George, că e foarte bun, deja cred că e, nu știu câte ori că mă repet, LB, CB și RB. Foarte rar sunt asemenea jucători în joc, adică spuneți-mi voi un jucător chiar și de clasă mondială care poate să joace și scrie acolo că poate să joace și CB și RB, tot, mă, toată apărarea. Hai că este CB, RB, hai că este LB, CB, dar nu toate trei deodată, deci asta mi se pare, băi, un talent nebun să-l ai pentru un apărător. Bun, hai să vedem aici șansă, bine la Cociș, foarte bine s-a demarcat acolo Cociș, numai că, na, e obosit Cociș, n-ai ce să-i faci, tăți-s obosit, ce vorbesc, bravo, dacă o prins, dacă o prindeam să șut, bine, ia mă, 3 minute suplimentare, hai să ținem, ia, cred că în fundal sau de ambulanță cum pleacă de pe aici. Hai băieții, 3 minute suplimentare, trebuie doar să ținem de... Ai, că acum l-aveam pe Harold acolo, mă! Vai, și pasam cu Boldrin către Harold și câștigam. Poate mai aveam șanse de un gol. Asta este victorie, oricum câștigăm aici cu 1-0. O victorie frumoasă, clară, versus Doncaster, o victorie care chiar aveam nevoie. Doncaster care e o echipă bună, foarte bună și totodată pe locul 6, dacă rețin corect. Era pe 6, acum desigur nu cred că o să mai fie. Și de-aia o victorie, asta este tot ce ne trebuie, perfect. Numai victorie să ne ducem mai departe. Ia 4-6, aș vrea să ajung acolo în topul ăla. Dar mai este timp, vai doamne câte meciuri vom mai juca noi până acolo. Așa, astea se evoluăm, așa, George, Varias, Matei, Manea, bun, ia ce frumos se evoluează tăți, mă, pun și portarul. Bun, ok, așa, bun. Ia, suntem în perioada de transferuri, ia să vedem aici, l-avem pe Ionuț Creangă, da, normal, numele Creangă este prea tare, frate. Îl mai lăsăm totuși acolo la Academie. Îl avem aici pe Ștefanio, mamă, ce denumire i-a dat la săracul, Ștefanii vom spune noi, o mai greși și ei, ce să-i faci, nu suntem toți buni, bun, ia să vedem, așa avem un match cu Newport, care știu că a jucat bine, ia mă Luton Town pe primul loc și Blackpool pe 3, dar Newport, bă, unde e Newport? Pe ultimul loc! Cum dracu, mă, că a avut un start de sezon bunicel, mă! Na, ce chestie, nu m-aș fi așteptat. Ok, ok, hai să-l punem acolo pe Varias, oare poate să joace, nu, numai LM, shite. Banton, tu cum te descurci? Și pe Cam, na, hai să vedem atunci, facem așa, Banton acolo, că, na. Bun, Varias, n-avem ce face, că să lăsăm acolo. Ia să vedem alți atacanți, rupt ăla-i lovit, ăla, da, Clifford în locul lui Payne, așa, Harold în locul lui Boldrin, chiar dacă nu-i tare mare diferența în stamina băgamiaș, Jalo e accidentat, toată lumea pui mei în gips aici, mă, fii atent.
Ia să-l punem pe Matei, îl punem pe Smith acolo ca și cam. Așa. Aoleo, bă, iar vine ambulanță, mă. Serios, fraților, mai luați și voi o pauză, mă, nene, mă. Mai luați și voi o pauză, în pula mea. Incredibil, altă ambulanță. Băi, asta am picat la de ce o vreau avea 57. Af. Ok, am făcut aici schimbările. Astăzi vor fi schimbările finale. Dă Doamne să fie ceva de bine aici. Am pus și din românașii noștri. Am totuși ne confruntăm aici versus ultima clasată. Da, de da, de ne iese o victorie de aia șmecră zdrobitoare. Hai că zdrobitoare, am spus. Vreau o victorie zdrobitoare. Chiar dacă da, pur și simplu că îl joc pe Matei înseamnă multe. Ia mă, 2-0 Banton. Păi, hai, bă, Banton ăsta, mă. Nu vine să cred, atât timpul își face treaba. Tot timpul își face Banton treaba. Bun, acum vine perioada de transferuri. Desigur, primim o ofertă pentru Banton de la Mets. Ho, ho, ho. Nu-l vând pe Banton niciodată. Niciodată, omul ăsta e omul care ne va duce mai departe în ligă. Nu vreau să-mi vând, cum zic eu, atul cel mai bun. Dar totuși, hai să ne uităm peste niște jucători și da, de mai reușim să vindem, încât să nu mă mai hăcui ăștia din cauza că am folosit foarte mulți bani. Ia, vedeți, below target, minus, tot cu roșu. Trebuie să vindem niște jucători și acum o să stau un picuț aici și să mă interesez ce jucători să vând. Aici o să fie distractiv. Ha! Ok, am pus niște jucători acolo la vânzare. Chiar și pe acest atacant Harold, care s-a accidentat aici, dar pentru scurt timp am zis că, bă, trebuie să-l dăm și pe Harold, că e foarte lent pentru un atacant, foarte, foarte lent. Și na, eu sunt cu atacanții aia de viteză, deci dacă nu ai viteză, ce cauți la echipă? Bun, hai să punem acolo pe Connolly, așa, pe Young, Young care știu că și el joacă, ba nu joacă, numai așa l-am pus eu pe RB, pe LB. Ok, Gheorghiu, hai să îl schimbăm atunci cu... Ba nu mă, stai un pic, lăs pe Gheorghiu și pe Young îl pun locul lui Manea, Manea care văd că e foarte obosit, așa, niște mici schimbări aici colo în echipă. Na, ia să dăm, ne trebuie transfer, trebuie să liberăm deci din contracte, din păcate nu pe Banton, numai că văd că numai pe el îl vrea lumea, dar na, trebuie să liberăm aici niște jucători, cât de cât să mai crească puțin cota aia de salarii, nu ca să cumpăr un joc, ci pur și simplu să pui mei, să pot să stau și la echipă mai departe, chiar 68 rating, nu știu care e cel mai jos de timp, unde te poți duce 60 și nu mai știu cât, până te dă afară. A, păi na, dacă ne dă afară, ce să-i faci? Ne găsim altă echipă și continuăm academia la echipa respectivă. Îl iau de aici doar pe George, pe George care e cel mai șmecher. Ia să vedem, trecem mai departe, aici așa, training. Hai să vedem, iară Banton, mă, numai pe ăsta, știi ce? Nu mai vreau nicio ofertă, reject all offers. Nu mai vreau să văd oferte pentru Banton. Nu îi de vânzare, omul nu îi de vânzare. Bun. Iar acum, ar trebui să-l scot pe Mania, dar, Matei, asta e faza care aș pune gen pe George mai peste tot să-l evoluez, dar, na, ai nevoie și de un portan să evolueze între timp, ai nevoie și de Matei să evolueze între timp, ai nevoie și de Varea să evolueze între timp. Și un picuț mai greu aici, na, hai să-l punem totuși pe George să evolueze, deci este la defense, ok, și atunci îl punem... pe dribbling, stamina, așa să se mai evolueze și acolo la dribbling, stamina, că na, pentru un winger trebuie acolo viteză. Și aia să fie o chestie interesantă la el, că văd, să văd cum evoluează, în sens dacă poate juca pe toate pozițiile, știi, pentru un CB nu e așa de important shooting-ul și să zic viteza, dar pentru LB, RB e foarte important să aibă. Deci, să vedem cum va evolua. Bun, 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 bun. Avem aici un meci foarte important versus cei de la Portsmouth, care, na, ocupă locul 2, o locul nostru. Ala trebuie să fi fost locul nostru, dar l-ocupă Portsmouth. Și las că vă arăt eu ce înseamnă să-mi iei locul, mă, nene, mă. Măi, voi nu-mi luați mie locul, mă, așa ceva. Bun, hai să pun totuși aici pe... Cociș, ia că și-au revenit jucătorii, mă, altă viață, altă viață, ia Roberts, așa, Mania, Mania îl voi pune aici în locul lui ăla, bun, Young, ia stai tu acolo, îl punem pe ăsta în locul lui Davis, degeaba fac aici schimbare, că pe iară mi se dă peste cap,
Da, ok. Hai să jucăm în atac cu Varias, cu Valentin. Că data trecută tare bine a fost. Mai încercăm o dată. Bun, meci aici versus Portsmouth. Suntem aici la noi acasă, pe un stadion foarte frumos. Chiar dacă e mic, rău de tot, dar e frumos stadionul ăsta, așa liniștit și nu-i, nu-i stres. E exact un stadion cum te aștepta la echipă de Liga 1 în România și Liga 4 în Anglia. Serios? Bun, ia să vedem aici, Portsmouth, meci foarte greu, meci frumos, dar greu. Parcă data trecută am reușit să-i batem pe cei de la Portsmouth, deci să revedem dacă reușim să-i batem și de data aceasta. Și eu între timp mă mai gândesc și cu transferul astea cu Franța să fac, că na, pe jucătorii buni pe care aș scoate bani nu vreau eu să-i vând, iar ceilalți jucători se pare că nu prind aici vânzarea. I-am pus eu acolo pe sale și văd că încă n-a venit nici măcar o ofertă pentru ei, ceea ce na, te pune puțin pe gânduri, dar na, ce se și faci, aia. Ai de capul meu, ne-a dat Portsmouth gol aici, minutul 12, prin Roberts, mi-a dat aici golul. Sunt nervos, am un bag pula în ele de replay, mă disperă, mă, jocul ăsta când îmi faci asta. Vreau să dau skip la jegurile alea de replay-uri, dau repede, pune într-un joc și apoi jucătorul percepe că și-am dat A să paseze. Hai, mâncă-mi ai cucuruzul. Hai, băieți, hai, că trebuie să întoarcem scorul deja. Ia, mă, ne-a dat un gol. Ne-a dat un gol, ceea ce e mega nasol. Hai, Manea, bună pasă aici către Boldrin. Ia, hai, Boldrin. Hai, vreau să pasez acolo, mâncă-mi ai. Hai, bă, bară, mă. Iar bară, mă. Fii atent, mă, cu Varia s-am dat în bară, mă. Incredibil, mă, asta e a doua bară în acest video și să-mi bag piciorul, ce bine era dacă intra în poartă acum, hai să egalăm așa înainte de pauză, fai bine ar fi fost, dar, na, în bară, clasica poveste. Ce gafă, mă, ăla-i, mă, Boldrin, foarte frumos, ia aici, pasa lui Varias către Boldrin și ce frumos golul lui Boldrin aici, ce să-i zici, mă, am 7 goluri, ăla-i, mă, chiar, mă, că n-am primit nicio ofertă pentru Boldrin, am primit o tonă de oferte pentru Banton, că, na, el dă o tonă de goluri, dar totuși, al doilea nostru golgeter Boldrin, văd că nu prea atrage așa mare interesul. Ceea ce, na, mă bucur, că oricum nu l-aș vinde în momentul actual. Că de ce mi-aș vinde jucători importanți acum când vreau să promovez? Știți, adică e fără logică, nu-și Gigi Becali. Nu-și Gigi Becali care să cer Champions League-ul și să vând după aceea toată echipa. Hai să înțeleg că ai prins o ofertă bună pe Stanciu, dar în rest să-ți vinzi hăp toată echipa și după aceea să-mi iei jucător no-name. Dă-mă dracului, bă, de treabă, mă, nene, mă. Ai, minutul 77, încă n-am mai reușit să fac nimic, mă, foarte bine se ține Portsmouth, foarte bine apără, nu știu ce dracu a făcut, câtea schimbări și pe acolo, abar n-am, dar, băi, cum se apără Portsmouth degeaba, nu știu dacă reușesc să le dau încă un gol, dar să sperăm, oricum e bine și un 1, na, totuși un egal cu a doua clasată, nu-i tocmai rău, dar nici tocmai bine, ar fi fain o victorie, încât să nu strângă ei puncte, dar... Na, hei, și egal e ok, contează să promovăm, aia contează. Ia de mai aici, Matei foarte bine pasează către Valentin. Valentin pasă superb aici, mă, hai, bă, Varias. Incredibil, am pasat acolo către Varias, pur și simplu își oprise motoarele, nici nu o mai sclânti, bă, nici nu s-o mai duce de acolo, mă. Bă, dacă era Adi Popa în locul tău, bă, știi cum sprinta Adi Popa, mă, băi, Adi Popa deja era la fast food, la șormeria din Cozeji, la stadion, mă, și... Liniștea mea spune totul. Gol în ultimele minute, Portsmouth... Și da, pur și simplu mi-a închis gura. Iar acel Roberts iar o da gol. Hai de viața mea. Ia, vezi că am zis bine numele, Roberts. L-am auzit acolo pe ăla de la stadion. Aoleo, fucking hell, frate, serios. În ultimul minut mi-a dat gol. Și fac eu, băi, bine și egalul. Băi, bine și egalul. Ai putut-ți pizda, mătii, Banton.
Ai, mă! Fuck! Bine că mă vreau să mă duc pe lângă el, el acolo cum stă ca și o statuie să-și lege și returile. Ciuriburi. Și pierde meciul. Nașpa. 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 Nașpa! Pierde meciul acesta care ne trebuia o victorie. Nașpa rău de tot. Bine că am câștigat cu Doncaster, dar cu ăștia am pierdut. Nașpa rău de tot. Încă suntem pe poziția 5. Bine, stai să vedem, să mai trecem puțin în zile, să vedem așa. Hai să facem training-ul. Așa, foarte bine. Matei ăla, mă, ce bine joacă totuși. Chiar că o să le evoluez puțin mai mult în mijloc. Așa, Gheorghiu, bună, George. Așa să evolueze și el cât mai mult. Încă nicio ofertă pentru jucătorii mei, mă. Bă, deci nu vine să cred că nimeni nu vrea unul din jucătorii mei. Ce se întâmplă? Ia asta să vedem ce pe care am pus la vânzare. Așa, i-am pus pe Garnet, acest Garnet. Bun, l-am mai pus aici pe acest Pappoe. Așa, aoleo, ce te mi se schimbă? Pe Harold, așa, pe portarii Morris și Mercy și Mercian. Ah, mă rog, portarii ăștia doi care oricum nu au șanse să joace. Care sunt, iar ăștia, Mersin și Morris. Că, na, l-avem pe Cosmescu, dacă se întâmplă, Doamne fer, ceva. Bun, 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 n-avem ce-i face. N-avem ce-i face. Oleo. Oleo, mă, nene, mă, aș pară de tot. Bun, Varias, Voldrin, Banton acolo, foarte bine, Payne în locul totuși lui Clifford. Parcă joacă mai bine Payne. Și să-l punem pe ăsta în locul lui Davis ăla, bun. Cam atât, bun. Hai, cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut și da, nu uitați de like și subscribe. Ne-am zis pe data viitoare, vă urez mai bine, bye bye.